Pot oare vreodată cei de la FCSB să câștige trofeul UEFA Champions League avându-l pe Octavian Popescu din primul meci cu 0 rating, iar la final Tavi să ridice trofeul având un rating de 99? Astăzi vom face un super experiment, fraților, așadar am nevoie de susținerea voastră acolo cu peste 5.000 de like-uri dacă vreți să continuăm această serie, poate cu un alt jucător votat de voi acolo în comentarii, și vreau să vă mulțumesc din nou pentru cei 200.000 de abonați, chiar 201, haideți acolo puternic în continuare cu butonul de subscribe sau abonare, deoarece astăzi se anunță un episod extrem de interesant. Așa cum v-am zis, vom începe o mini carieră avându-l pe Octavian Popescu cu 0 rating. Pentru fiecare gol marcat de el va primi 100 de puncte upgrade, pentru fiecare asist 50 de puncte și pentru fiecare meci câștigat tot 100 de puncte. Dar înainte să începem, voiam să vă anunț că în descriere găsiți un super video de pe canalul de YouTube al celor de la KFC România, în care am creat echipa celor mai bune transferuri din această perioadă de mercato, iarnă 2023. A ieșit o echipă genială, cu foarte multe carduri once to watch, care cel mai probabil urmează să apară săptămâna viitoare. Nu m-am luat neapărat după suma transferurilor, ci mai mult după numele jucătorilor care s-au transferat în această iarnă. Atât vă zic, a ieșit o echipă genială, așadar vă invit chiar acum să mergeți în descriere și să apăsați acolo puternic pe butonul de like și de subscribe. Și în acest moment îl avem pe Octavian Popescu cu 1 rating, nu poți să-i dai 0, dar are 1 rating la absolut orice atribut. Urmează să ne aflăm grupa din care vom face parte cu cei de la FCSB și haideți să vedem cu cine am picat. Sper că sunteți pregătiți. Aceasta este grupa în care tocmai am picat, cu Benfica, Juventus Torino și Paris Saint-Germain. Se anunță 3 meciuri de foc, nu știu care va fi primul meci, dar haideți să vedem ce vom face și poate reușim să marcăm cu Tavi acolo, chiar dacă ne va fi extrem de greu. Nu știu cum o să trag cu el la poartă, mai degrabă să dau o pasă ceva cu el. The Champions! Hai să vedem, tata. Benfica FCSB este primul meci. Hai cu victoria. Ia uitați-l, fraților. Direct atacant o să jucăm cu el. Mamă, cât a stat până a pasat. Uitați-vă și voi. Hai, Tavi. Hai, Tavi. Gol, mă, gol. Gol, Tavi, 100 de puncte direct. Și gol, Tavi, minutul 10. Mamă, dăm gol direct în minutul 10. Și sincer, ați văzut cât a stat până a tras? Uitați-vă și voi cât a stat acolo. Pas, a stat, a tras și a dat gol. Bine. Hai, Tavi, cu asistul. Oare reușim să dăm pe poartă? De ce asta nu îți dau pe poartă atât? Bye-bye. Hai, Tavi, te rog. După prima repriză, săracul Tavi față de ceilalți colegi nu mai are stamină, vedeți? Deci trebuie să dau gol cu el la început, altfel după aia săracul nu mai poate să alerge deloc. Tavi, Tavi! Da, mă, da! Gol Tavi, fraților! Gol Tavi, minutul 87! Câștigăm meciul! 2 goluri marcate de Tavi cu 1 rating. Asta înseamnă direct 300 de puncte direct pentru Octavian Popescu și vă zic sincer, i-aș da viteză, fraților. Îi dăm viteză maximă că săracul nu poate să alerge. Asta e singura chestie, nu poate să alerge. La șut văd că le bagă și cu unul acolo. Între timp, Paris Saint-Germain bate Juventus cu scorul de 3-1 și haideți să-l upgradăm pe Tavi. 99 accelerație, 99 sprint speed și 99 agilitate. Acestea sunt cele 300 de puncte pe care le adăugăm lui Tavi și hai să vedem meciul 2. Între timp, Tavi ajunge la un card de 17 rating și uitați-vă și voi, doar la pace are o liniuță acolo, în rest toate sunt la 1 în continuare. Vom juca direct contra celor de la Paris Saint-Germain, se anunță meci greu rău de tot. Începe, începe meciul, fraților. Mamă, ce viteză are Tavi. Messi, nu! Scăpăm, scăpăm, Tavi. Pasă pentru Cordea, Cordea! Nu! Nope! 1-0 pentru Paris Saint-Germain. Gol marcat de Kylian Mbappé. Ce gol mi-a dat. Hai, Tavi. Bine, Tavi. Șut! Șut! Șutul lui șut! Și este gol, fraților! Gol FCSB 1-1. Asist Tavi. Asta înseamnă 50 de puncte acolo. Și șut dă un super șut. Ce ai, mă? Du-te, Tavi, că ai viteză. Sprintul lui Tavi. Tavi! Tavi! Pasă bună lui Tavi și este gol, 2-1 pentru FCSB, 2 asisturi pentru Tavi și marchează cine? Tot șut, tot șut, dublă, dubla lui șut împotriva celor de la Paris Saint-Germain. Uitați-vă ce pasă bună a dat Tavi, Donnarumma șahmat. What the fuck? Tavi, Tavi! Te pup, papa! Opa, nu! Ba da, o mai dat și eu un gol. Taca, 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 taca la tocană! Gata, e gata.
Arbitre, arbitre, gata. Câștigăm versus Paris Saint-Germain plus 300 de puncte direct pentru Tavi. Gol, 2 asisturi plus victoria. Și haideți să vedem cât o să aibă la rating. Primele 100 de puncte se duc în finishing. Următoarele 100 se duc în short passing, să pasăm bine cu el acolo. Și încă 100 la dribbling. Încă 100 la dribbling îi dăm. Perfect, încă 300 de puncte și sunt curios cât o să aibă rating acum. 51 rating în acest moment pentru Tavi, meciul decisiv versus Juventus Torino. Dacă vom câștiga, terminăm grupa pe locul 1 cu punctaj maxim. Let's go! Vedeți aici, professional, da? Dau direct play match ca să n-au discuții. Hai cu victoria! Nu! Nu! Și! Gol, mă, și ce pas a dat acolo! N-a fost Tavi, dar 1-1... Gol marcat de Shoot din nou. Shoot, cel mai bun jucător din acest episod de până acum. Și da, mă, da, este gol. Gol FCSB, minutul 80. Cordea marchează. Chiar dacă Tavi nu dă un asist sau vreun gol, în acest moment suntem calificați de pe locul 1. Hai, încă puțin. Nu. Bravo, Tam, bravo, Tam, excelent, fluier arbitre, fluier arbitre, excelent, victorie pentru FCSB și ne calificăm din această grupă de foc cu Benfica, Paris Saint-Germain și Juventus Torino cu maxim de puncte, 9 puncte și după acest meci, după această victorie, 100 de puncte și pentru Tavi. Haideți să vedem cu cine picăm mai departe. Ca să putem recupera cu el, îi voi da 100 la defend. Poate cine știe. Tavi devine jucătorul cu 99 la toate atributele, 100 la standing tackle. În continuare, Tavi cu 51 rating și haideți să vedem adversara. Din optimile de finală este Borussia Dortmund, fraților. Autocarul stelei ajunge la Dortmund și se anunță un super match dintre Borussia Dortmund și FCSB. Optim de finală. Hai să vedem. Let's go. Tavi. Gol, mă, Tavi, mă. 1-0 pentru FCSB. Gol marcat de Tavi versus Borussia Dortmund. Plus 100 direct. Și hai să vedem. Este meciul tur. Victorie în turul optimilor de finală. Gol marcat de Tavi. Și înainte să mergem la retur, 200 de puncte acolo pentru Tavi. O să vreau să-i dau 99 la stamina și 99 la șuturi de la distanță. De foarte multe ori am putut să trag cu Tavi de la distanță, dar cu unul la șut n-am avut ce să fac. Așa că haideți să vedem cât are acum. 55 în acest moment, nu e rău. Hai cu încă două goluri, vreau două goluri să dau și să eliminăm Borussia. Offside, offside. Sau n-a fost, n-a fost offside. N-a fost offside. Gol marcat de Tavi acolo, excelent. Ce înseamnă să ai 99 la viteză? Ce viteză a avut acolo? Pasa lui Cordea, mamă cât de bine a plecat prin spatele lui Schlotterbeck. Și gol super marcat de Tavi. 1-0 și 2-0 scor la general. Nu, 1-1. În acest moment marchează Sebastian Haller și 2-1 la general. Excelent, Darius Solaru. 1-1, nu câștigăm acest retur, dar în schimb eliminăm Borussia Dortmund și mergem mai departe în sferturi. Plus 100 pentru Tavi, ceea ce nu este rău, deoarece a reușit să marcheze în acest meci. Chiar sunt curios cine o să picăm în sferturi. Încă un atribut de 99 pentru Octavian Popescu. Sunt chiar curios la ce rating am ajuns în acest moment. Și având în vedere că am ajuns în sferturi, meciurile sunt din ce în ce mai grele și pe modul World Class, de acum încolo, pentru fiecare meci fără gol primit, mai punem 100 de puncte pentru Tavi. Următorul adversar, sferturi de finală, se joacă pe Național Arena și adversara este direct Liverpool, fraților. Van Dijk versus Florinel Coman acolo. Hai, Tavi, hai cu golurile. Tavi! Nope! Long goal. 1-0 Liverpool. Suntem conduși de Liverpool pe Național Arena. Da, mă, da! Da, mă, da! Tavi marchează. 1-1. 1-1. Putem. 1-1 scorul în tur, meci strâns. Hai să vedem dacă putem să eliminăm Liverpool, meciul decisiv. Începe returul. Tavi. Tavi. Golul lui Tavi. 1-0 pentru FCSB versus Liverpool. Gol Octavian Popescu. Asta înseamnă încă 100 de puncte. Hai, Tavi, e meciul tău. Meciul tău, Tavi. Meciul tău, Tavi. Meciul tău, Tavi, meciul tău. 2-0, dublu Octavian Popescu în doar 13 minute. Nu vreau să luăm gol, vreau să marcăm cât mai multe goluri. Trebuie să-l ducem pe Tavi la 99 rating. Te rog. Da, mă, da, 3-0 Liverpool la pământ.
În acest moment, Liverpool este la pământ. Hat-trick marcat de Octavian Popescu. Ce înseamnă acolo upgrade 99 la șut și 99 la viteză? Cum este Tavi? Cum este Tavi? 4-0. 4 goluri marcate de Tavi. Fabulos. Fabulos ce înseamnă să încep meciul în forță, să marchez goluri. Moralul la pământ al celor de la Liverpool. Da. FCSB calificată. Urmează semifinalele. Nu cred că mai avem cum să pierdem. Și Da, minutul 90, Octavian Popescu face 6-0. Demolăm Liverpool în sferturile de finală. Chiar sunt curios cu cine o să jucăm în semifinale. Urmează semifinalele și uitați-vă cum arată acolo, 6 goluri marcate de Tavi, plus câștigăm meciul la 0 în acest moment, așadar 700 de puncte pentru Tavi la rating. Hai cu 99 mai repede. 99 la crossing, 99 la lovituri de cap, îi dăm la tot aici la attack, 99 la voleuri, 99 și la lovituri libere, și la long passing, și la ball control, și mai dăm 99 la balance, 99 la balance, ar mai trebui la reacție acolo. Bun, punctele au fost adăugate, haideți să vedem cât are acum. În acest moment Tavi ajunge la un rating de 77, urmează să jucăm semifinala, încă nu știm cu cine, dar atât vă zic, pentru fiecare cartonaș galben încasat de echipa adversă, Tavi mai primește 100 de puncte. Dacă reușim să câștigăm meciul, Tavi primește un bonus de încă 200 de puncte, deoarece totuși ne aflăm în semifinală, așa că va conta atât turul, să nu-l pierdem, cât și returul, bineînțeles. Oh my god. Toni Kroos. Asta înseamnă că adversarul din semifinală este direct Real Madrid. Jucăm pe Santiago Bernabeu. Fai de capul meu. Real Madrid, FCSB, semifinala cupei UEFA Champions League. Tavi în acest moment cel mai bun jucător de la echipă cu 77 rating, dar vreau după meciurile astea două direct 90. Du-te Tavi! Da mă da! Du-te Tavi și avem 1-0 în turul semifinalei versus Real. Du-te Tavi! Du-te Tavi! Du-te mă Tavi mă! 2-0! Minutul 67, dublă marcată de Tavi. Dă-i în ea mai repede, lung gol, minutul 88. Și pierdem 100 de puncte, din păcate. Fluieră. Ok. 400 de puncte pentru Tavi și 2-1 pentru FCSB. Turul semifinalei UEFA Champions League. Te rog. Da, mă, Tavi, pe world class. Tavi îi dă gol lui Courtois, 3-1 în retur. Shoot, Adrian, shoot. Gol, mă, gol. Tavi assist, shoot, gol. Și FCSB conduce cu 2-0 în retur. 4-1 scor general. Pas. Și da, mă, s-a terminat. 3-0 FCSB Real Madrid. 2 asisturi pentru Tavi și un gol, iar dublă, shoot. Shoot incredibil de bun clipul ăsta. 3-0. Asta înseamnă 400 de puncte din tur, plus încă 100 de puncte pentru că n-am luat gol, 200 de puncte pentru că ne-am calificat mai departe și încă 200 de puncte gol plus 2 asisturi. În acest moment Tavi va avea 99 jumping și strength, fraților. Aggression 99, intercepții 99, vision 99 și penaltiuri 99. Acestea au fost atributele. Și am ajuns, fraților, la momentul decisiv al acestui video. Finala UEFA Champions League cu Tavi 92 rating. În momentul de față, cel mai bun jucător din FIFA. Iar în finală, îl vedeți acolo, da? Îl avem direct pe Messi. Paris Saint-Germain versus FCSB. Revanșa din partea celor de la Paris. Dar de data asta, nu vom mai juca la Professional, ci direct la World Class, vedeți, da? Play match și în acest moment să înceapă finala UEFA Champions League și mai avem nevoie de 600 de puncte pentru ca Tavi să ajungă la 99 rating. Ce înseamnă asta? Tavi trebuie să marcheze pentru a avea 100 de puncte, iar în cazul în care FCSB câștigă și Tavi ridică trofeul UEFA Champions League, va câștiga direct 500 de puncte. Așadar, trebuie să câștigăm finala și Tavi să marcheze
pentru a reuși să ajungă Tavi la 99 rating. Let's go, concentrare maximă, cel mai greu meci de astăzi. Da, mă, te rog, te rog, te rog, da, mă, da, 1-0 în finală, Tavi marchează și tot ceea ce a mai rămas este să câștigăm finala. Sau cum ar fi să nu luăm gol la World Class, ar fi senzațional. Aoleu, aoleu. Nope. Nu, nu, nu! Radunovici. 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 Gol, mă, Radunovici. Radunovici, minutul 88, îi dă gol lui Donnarumma și FCSB cu un pas de trofeul UEFA Champions League pentru Tavi. Tavi, Octavian Popescu. S-a terminat. Și s-a terminat, fraților. FCSB câștigă trofeul UEFA Champions League și Octavian Popescu marchează dubla, obiectiv îndeplinit în ultimele secunde. Ce pas aici, Miculescu, întoarcere perfectă a lui Tavi, preluare și șut direct în vinclu. Ale, ale, victorie! După aproape 3 ore în care ne-am chinuit să câștigăm toate meciurile, și în același timp Tavi a crescut la 99 rating, câștigăm trofeul UEFA Champions League. Cât de frumos! Așadar, terminăm acest video cu noul card al lui Tavi de 99 rating, total meritat. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați puternic acolo pe butonul de like, să reușim cele 5000 de like-uri dacă vreți să continuăm această serie. Noi ne revedem poate chiar mâine cu un alt episod tare. Până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!